Danuț a venit cu un nou clip. Un clip mai special, așa zic eu. Și cu multă muncă, bineînțeles. În care vreau să vă prezint această frumusețe. Unde o vom pune? La difuzerul ce mi l-am făcut la tobe, în mijloc, bang. Când vom pune frâna, acesta va lecuri, tac 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 tac, tum, și stă aprins. Puteam să pun sus în stopul de sus din haion, dar prea exagerat acolo. Și îl punem tot mai jos, cum am văzut la altcineva din afară, și dă super bine această frumusețe. O să revin îndată ce ne apucăm să montăm. Dării mei, să vă arăt cam așa ce v-aș vrea. Cred că chiar așa să-l punem. Cât de șmecher se vede. Cam asta. O să... O să fac clemele alea pe aici. Cum vine el prins. Și îl prind așa. Și după aia firul o să-l trag prinăuntru. Să vedem, ne ducem la un stop. Ceva să-l legăm. Nu știu nici eu, o să fac întâi o probă și apoi văd pe unde trag exact. Bun, fraților, dacă tot am apucat să-i fac suportul, l-am făcut frumos cu șurubele până într-o pac. El are din fabrică aici dat cu silicon, să nu intre apa, dar pe marginea aici, da, vă arăt pe marginea asta, nu e dat cu nimic. Eu am siliconul ăsta meu și o să-i aplic așa cât un pic, cât un strat peste tot, să nu intre apa. Asta e ideea, să nu intre apa la beculețe. Nu știu dacă se vede bine. I-am dat așa peste tot. Îl las să usuce bine, să întărească. Și o să-l lipim acolo și tragem instalația electrică. Uitați-mi să vă zic, la piesa asta, da, punem și așa ceva. Da? Ca să facă stopul la pe frână să licurească. Fără asta, nu funcționează. Stă aprins doar. Adică, păi, normal, merge normal. Sau funcționează normal, cum face cele de la mașină, așa face și asta. Da, mai departe. O să vă arăt, am pus acolo, cum ar face el. Ați văzut? Cam asta e mersul lui. Și pac. Frumos, mie îmi place. Vă place? Super! Cam asta e și menul, fraților. Ați văzut ce frumos? Am pus așa provizor niște fire și am băgat la mufa aici, unde știți voi că folosesc eu mufa pentru Skyline și toate cele. Și așa am pus-o și pe asta. Ați văzut ce frumos se vede? Bun. Îi dăm drumul pe montaj mai departe, nu? Corect. Cum, pe unde ba firele, fraților? Pe aici. Deci am o asta, am decupat-o și pe aici am și camera băgată, în jos. Am băgat firul ăsta pe acolo ca să pot să trag celălalt fir. De, și iese pe aici. Firul, frumos. O să leg de el firul de la stop și îl trag pe acolo, în sus. Așa fac eu. Ia să pun eu camera aici. Așa.
să vă și arăt cum fac. Asta e firul cât de l-am băgat eu, da? Lecul ăsta la alt, să stea întins, să nu atingă pe tobă. Că poate să atingă pe tobă, să topească. Hai, da? Gata și cu firul. Deci și-am tras firul pe aici, frumos. Ați, și-a intrat pe aici. Așa. Acum vom prinde stop acolo, mai tragem de fir și o să-l prindem cumva pe aici să stea întins și venim pe aici și pe aici cu firele înăuntru pe aici legate la ăsta, adică am legat deja modulatorul ăsta, venim pac și ăla a fost stop. Ha? Merge, nu? Am și eu căpuț puțin acolo să vă arăt cum am făcut. Dat două găuri, da? Am băgat două șurubele și venim cu el, mai lărgi găurile astea și venim cu el băgat acolo cu două piulițe și nu mai are moarte. Așa se face o treabă. Am cam terminat. Asta e firul. Vine așa frumos, am băgat prinăuntru, e pe acolo frumos aranjat tot, să vedem cum funcționează, să las camera aici să vedeți dacă se vede ceva, așa, să pun frumos. Cred că s-o fi văzut. O să pun și telefonul. Să filmeze și telefonul, să vedem. Că n-am văzut. Decât voi. Mai trebuie să mai facem o dată. N-am dat drumul la video. Stați așa. Să vedem acum. Cum se va vedea. Voi cred că ați văzut. Ia să vedem. Băi, s-a văzut, da. Aș vrea să vedeți mult mai bine. Pun pe ăsta așa. Cred că punem și telefonul. N-am cum să pun telefonul. Stați așa. Așa. Și să vedem acum cum se va vedea, că acum trebuie să vadă mult mai frumos. Despre asta e vorba, fraților.